Acest videoclip a fost sponsorizat de către băieții de la CSGO.net. Vreau să vă prezint foarte rapid site-ul. Puteți să găsiți pe acest site cutii de la 71 de cenți până la cutii de 200 de euro. Încă o chestie, dacă vreți să depozitați pe site, puteți să folosiți promo codul general 1 și o să primiți un bonus de 25%. Ce înseamnă asta? Dacă o să depozitați 100 de euro, o să primiți 25 de euro în plus, adică 125 de euro. Și hai să deschidem o cutie să vedem cum stăm cu dropurile. Un Hyper Knife, văd că avem și reducere. Open. Ok, Flip Knife Slaughter. Am dat 65 de dolari. Este 190. Holy shit. Aveți link-ul de la site în descriere în caz că vreți să vă jucați. Și hai să trecem la videoclip. Salutare băieți și bine m-ați găsit la un nou videoclip pe noul cash. Astăzi vom inspecta harta. Vreau să fiu foarte sincer cu voi. Nu am intrat până acum pe hartă, așa că o să fie totul la prima vedere. Nici m-am uitat pe YouTube. Din câte știu, deja există smoke-uri și alte chestii pe hartă. Nu m-am uitat la niciun videoclip pe YouTube. Încă o chestie foarte rapidă, băieți. Mâine o să facem turneul de 2v2, așa că vă invit să dați join de acum. Puteți să dați join cu team sau join solo, să fie 2v2. Parola este generalul 2-3-1, vă alegeți numele la echipă și capitanul. Și cam asta este situația, băieți. Mâine de la ora 19 o să fie turneul live la mine pe canal, așa că înregistrați-vă până mai sunt locuri și hai să trecem la videoclip. Despre noua hartă, știu că a fost foarte, foarte mare hype în ultima perioadă cu harta și hai să vedem despre ce este vorba. Cel puțin la design s-a schimbat foarte mult, aduce un pic ca junglă, sincer. Bă, mie îmi place, e foarte plăcut la ochi, culorile destul de ok după părerea mea. Hai să vedem ce s-a schimbat, văd că aici s-a adăugat, de fapt înainte tot un track de ăsta era aici. Văd că îți poți face un fel de boost aici, nu știu cu ce te-ar ajuta. Sau poți să-l vezi pe ăla, din câte știu, sincer, adică m-am uitat un pic la premiere. Oare poți să-l bați dacă mi-au un polar? Poți să-l bați pe ăla de acolo, nu știu dacă se vede exact, dar fi șmecher dacă poți să-l ții de aici. Oricum, poziția aia, sincer, nu prea ai șanse. Nu cred, deci dacă poți să sari... serios, poți să sari, dar n-ai cum să-ți faci, n-ai cum să sari până acolo. Nu, cream că poți să faci boost singur. Bă, era un avantaj destul de mare. Sau... nu pot să sar, deci n-am cum să faci boost singur. Bun, hai să vedem cum stă. Ok, ai la Squeaky, că m-am trage Squeaky-ul ăsta destul de mult. Ok, nu te puteai arca aici înainte, acum văd că avem aici două cutii. Bun, văd că partea de la ușă a mărit-o destul de mult. Te poți ascunde aici. Bine, oricum, dacă e ceva, ai dat un molotov și... Bine, cred că l-am dat destul de prost. Nu, e ok molotovul. Na, cureți situația dacă crezi că e cineva. Nu știu, dacă ai un spam bun și vii și să intri repede aici. Posibil, sau... Nu știu, acum depinde de spam. Hai să vedem site-ul dacă s-a schimbat. Bă, teoretic, nu s-a schimbat prea mult decât design-ul. Mamă, ce avem aici, băi, deci v-am zis, este pentru prima oară când intru pe harta. Hai să vedem și menu foarte rapid. O să... nu vreau să mă lungesc foarte, foarte mult aici. Ok, nu vreau să mă lungesc foarte mult cu acest videoclip. Bun, aici la fel te puteai urca și data trecută. La fel și aici. Bun, hai să vedem pe site-ul acum stă situația. MBK, merge clonțul pe aici. Ok, merge. Înainte nu, din câte știu, nu mergea, era un perete destul de solid. Merg lanțele de acasă, deci poziția asta este una compromisă, pentru că, evident, ori îți dă moly, dacă în casă nu are moly, te apasă aici și una, două, ești mort. Hai să vedem cum stăm cu site-ul. Avem aici două steluțe, Golnova 2. Avem aici două chestii, acum le observ, pe care te poți urca. Da, interesant. Oare te mai poți urca singură? Da, te poți urca aici. Hoba, poți să vezi la mașină. Foarte, foarte șmecheră chestia asta. Mai merge? Că mai merge. Da, mă, o poziție chiar e interesantă. Chiar foarte, foarte interesantă poziția asta. Oare te puteai urca aici? Dar nu cred că te urca. Nu cred, sigur nu te... Uite, ok, aici am văzut că s-au mai adăugat o cutie și un butoi.
Cred că merge, merge glonțul. Sau nu? Asta e asta de polar. Asta merge. Ok. Avem mașina. Deci înseamnă că poți să dai... Aaa, uite mă, poți, cred că poți să dai molly lejer la... L-am dat la nimereală și văd că a fost un molly, bă, destul de bun, cred. Ba da, un molly chiar destul de bun. Poți să dai molly la quad. Din câte știu înainte, nu puteai să dai direct molly. La quad puteai să dai direct pe side. Pe default. Da, cam monotul ăsta se putea da înainte. La quad trebuie să faci un strafe sau... Da, nu puteți să-l dai, nu puteți să-l dai înainte. Interesant, interesant, o să fie destul de interesant retake-ul pe site-ul. Hai să vedem ce avem pe mid. Știu că pe mid avem scărița asta. Presupun că... Ok. Bun, evident că acum se schimbă un pic situația când se intră pe mid-ul ăsta. O să se schimbe, vă dați seama că o să se schimbe. Dai aici un flash și te-ai băgat și unde faci pic prima dată? White, evident că la white faci, după care aici sus și după aici o să fie un mai greu, sincer, mai greu de intra pe mid-ul ăsta. Un pic mai greu. Oricum, pe aici merg glanțele și cu molly, cu molotov frumos acolo. Nu știu de unde putea să-l dai. Sigur sunt tutoriale pe internet, sigur sunt. Ok, ok. Gata, asta e molotov, am descoperit de ce molotov random. Deci cu molotov l-a scos pe băiatul ăla, după care îi dai una de aici și aia a fost situația. Am văzut chestia asta foarte interesantă, mi se pare un avantaj destul de mare după părerea mea. Erau sărit, ok, avem și niște balustrade aici pe care te poți urca. Nice. Bă, interesant, de-abia aștept să se bage, din câte știu să băga pe face-it harta. Așa m-am auzit, nu știu sigur, dar așa mi-a spus cineva. Da, îți poți face aici boss singur, sau nu? Trebuie să iați săritura asta care este destul de grea dacă nu le ai cu săriturile. Ia să vedem dacă mie o să-mi iasă. Ta. Bă, tot pe lângă sar, mă, tot pe lângă, mă. Hai să vedem, băieți. A 10 oară. Nu pot, mă, nu pot să sar. Hai să băgăm iară în un clipul. Să ajungem aici. Bun. Odată ce sărit aici. Da, pot să vii. Bine, este movement cât de cât bun. V-am zis, e destul de grea săritura asta. Mai ales să mergi, dacă nu ți-a ieșit din prima, vă dați seama că ați cam ratat, pentru că se urcă ăștia peste voi. Sau îi dați molly și după care trebuie să vă dăm cu echipier molly și trebuie să faceți foarte, foarte rapid să faceți boost-ul ăsta. Din câte... te puteți scunde și aici, nu știu dacă te vede, sincer. Da, e destul de interesantă harta, chiar îmi place mult. Interesantă și de-abia aștept să se bage pe matchmaking. Hai să vedem cum stăm pe site-ul BAM. Bun, aici înainte din câte știu te puteai urca, acum nu te mai poți urca. Chiar nu te poți sau? Nu te poți. Ba da, mă, te poți urca. Bă, ce mișto a făcut aici. Da. Merge wallbang-ul. Da, mă. Opa, sau? Să opresc gloanțele unde? Aici să opresc, am înțeles. Ce avem pe aici? Avem un... Opa! Mă ții damage? Da, mă țin damage pe butoiul ăla. Te poți urca din câte văd și aici. Dar nu văd cu ce te-ar ajuta decât să dai smoke-ul. Oare poți dai smoke-ul prin crăpătura aia, dar nu cred că merge doar așa de design. Era prea șmecher. Avem la fel scărița asta aici. Pe văd că... uite, au adăugat un butoi înainte, nu era butoiul ăsta aici. Da, un băieț, aici avem checkers-ul. Băi, ceva acolo. În fine. Bă, oare poți să dai de aici smoke când... Hai să pun un clipul. Pe mid. Ai de cap, l-am dat la nimeral, mă jur. Bă, am dat la nimeral smoke-ul ăla, mă, nu știu cum l-am dat. Cred că ceva de genul a fost.
Bă, ce perfect l-am dat prima oară. Foarte, foarte șmecheră chestia asta. Înseamnă că o să fie destul de greu de luat midul. Avem aici un calorifer pe care te poți... Opa! Te poți urca pe el. Bun. Uite, poți să ții și de aici. Mamă, foarte interesant. Sunt o grămadă de spoturi noi. Aici avem site-ul bel, la fel, nimic schimbat momentan. Aici te poți urca din câte știu. Dar nu știu cum. Era știu sigur că te poți urca, că am văzut când s-a bugat harta. Că arta niște spoturi de-astea foarte șmechere. Dar nu știu cum. Bă, chiar nu știu, dar cum te poți urca, dar știu sigur că te poți. Nu știu unde se urca băieții, chiar nu știu, uite acolo, sus oare? Sau numai cu rambust, nu știu chestia asta. Aici avem un copac care văd că a crescut ceva și a rupt acolo. Ești foarte interesantă mapa, mai ales ca și design. Mai merge Wolbengul? Sigur că mai merge. Asta e un fel de perete de carton. Da, mă. Și te poți urca și aici. Ok. Bă, mi se pare o hartă mai mult de city, după părerea mea. Sunt prea multe spoturi de verificat, băieți. Prea multe spoturi de verificat. Adică ai dat un smoke. Ia, stai că pe ăsta poți să-l și de aici. Oho, stai că poți să-l apeși. Poți să-l apeși. Avantaje și dezavantaje, da. Te poate apăsa acolo. Da, o hartă foarte interesantă și de-abia aștept să mă joc pe ea. De-abia, nu știu sincer când o să se bage. Dacă știți când o să se bage pe matchmaking, aștept să-mi lăsați un comentariu. Cam asta este harta. V-am mai spus, o hartă interesantă și să sperăm că o să se bage cât mai rapid pe matchmaking, să putem juca. Văd că te poți, nu te poți urca singur și normal. Cam asta a fost videoclipul, băieții. Vă mulțumesc super mult pentru atenția acordată. Nu uitați de turneul de 2v2. Aveți toate link-urile în descriere. Iar noi ne vom auzi data viitoare. V-am pupat. Ciao.